Câtă încredere! Am venit astăzi aici, vreau să discutăm cu sinceritate. Testosteron, voce... Suntem o țară de maneliști care urăsc manelele. Uite, vreau să aplaud de cine ascultă manele, cu sinceritate. Ascult. Ieși acasă. Mai aud. Ieși, plecați. Nu, glumesc. Fiecare om are dreptul să asculte fix ce își dorește. O să rămâneți șocați, dar unii ascultă chiar și Ștefan Bănică. Alții ascultă Fuego vara în luna august. Nu cântă numai colinde. Și vă spun că știu eu pe unii care ascultă chiar și... Nu, vă mint. N-ascultă nimeni Horia Brenciu. Absolut nimeni. Poate că ați auzit întâmplător o piesă pe undeva, este a lui I Did It My Way. Cred că este singurul lui hit. Dar să revenim la treaba noastră. Nu auzim manele la radio, pe la televizor nu prea vedem manele. El e cineva. Sunt sigur că e prea are încredere, prea prezintă. În schimb, raiul maneliștilor este în trafic. Acolo îi vedem, acolo îi auzim, acolo putem să ne bucurăm de ei. Geamurile date jos, muzica dată în blană. Are voce, frate, are voce. Vocea foarte. Mi s-a întâmplat odată, eram la un semafor, a oprit în dreapta mea. Un băiat cu geamul dat jos, muzica dată la maximum, asculta Salam. Eu ascultam Paula Selling. Am dat frumos geamul jos, am dat muzica în blană. La Paula Selling. Ce să vedeți? Așa s-a creat acel duet celebru care la un moment dat a ajuns pe scena Sălii Palatului. Teribil moment. Oricum, spun românii că urăsc manelele, dar dacă ne uităm în trending pe YouTube, o să vedem că 9 din 10 piese sunt manele. Scoate Țancă Uraganul o piesă poc, locul 1 în trending, într-o săptămână, are mai multe vizualizări decât întreaga populație a României. Și nu știu cum face asta, pentru că... Am văzut eu un filmuleț în care spunea clar că are doar 3475 de veri primari. Dar să vorbesc puțin și despre rockerii mei. Rockerii mei, rockerii mei. E Coyotul, fi Coyotul de la Trooper. Suntem tot mai invizibili, am cam dispărut. Nu prea mai vedeți pletoși pe stradă, da? Mai sunt eu și încă 2-3 nebuni. Doar în juriu, una. Au câștigat războiul cu noi. Cu pletoșii a fost câștigat de frizeri și de profesori, n-avem ce să facem. Ar trebui ca statul să ne ajute și să facă o rezervație, să ne facă special o rezervație, să ne țină acolo, să ne aducă rocărițe din Norvegia, din Suedia, din țările astea nordice, unde rock-ul e la putere. Excellent. Am putea și noi să trăim fericiți, să ducem povestea mai departe, să ne înmulțim și generațiile viitoare să vadă rockeri în realitate, nu doar în poze, ca pe zimbri. Să ne vadă așa pe stradă. Excelent. Bine. Vreau să zic că în piele și oase, dar de fapt în oase și plete să ne vadă pe stradă. Vă aduceți aminte despre perioada anilor 90, despre muzica din anii 90, când apăreau toți băieții aia cu freză pe mijloc, cu părul până aici sub ochi, vedere periferică zero. Dacă erai șofer la finele anilor 90, în fiecare zi luai doi de ăștia pe capotă, garantat. Și degeaba aveai tu trupă de succes, degeaba rupeai topurile, dacă plecai de pe un trotuar în formulă de 5, ajungeai în partea cealaltă în formulă de 3, da? Adică... Uite, Liviu Vârciu, de exemplu, și-a dat seama de lucrul ăsta că e în pericol, a început să se tundă, a mai tăiat pe aici pe acolo, nu s-a tuns zero niciodată, dar vocea i-a rămas fix ca în 90, zero barat. Come at me, bro! Oamenii n-au apreciat. Și, atenție, dacă de manele putem să mai scăpăm, pentru că spuneam, nu le auzim la radio, nu le auzim la TV, nu putem sub nicio formă să scăpăm de trap. Auzim peste tot. Brr, brr, scr, ne-au turbat, au terminat cuvintele și au început să folosească tot felul de sunete dintre astea. De zici că-ți rupe pisica perdeaua cu ghearele. Și... Nu folosesc doar puștanii de 16 ani, că aici e problema reală. Au început tot felul de matusaleme ai muzicii românești să facă colaborări cu mici trepărași. Îmi imaginez Adrian Enache, colaborare cu Ian și Asteca. Oh. Vă dați seama, Adrian Enache este un mare artist român, este singurul artist român care poate să transforme absolut orice hit într-o piesă necunoscută.
Excelent! Bună seara, să știți că nu sunt vinovat pentru că nu este aici pe scenă contracandidatul meu. Nu știu ce a pățit. Nu i-am trimis nicio fiolă cu COVID, nu l-am alergat pe stradă cu rockerii. Nici măcar nu e depeșist. Adică vreau să vă spun că de când am fost pe scena asta ultima oară și până astăzi, am vrut să mă pregătesc bine de tot pentru battle-ul ăsta și m-am dus într-o mulțime de cluburi de stand-up să-i urmăresc pe băieți, să văd, să fur meserie. N-am avut ce să fur, am văzut acolo niște lucruri oribile. Nu se compară, nu se compară niciunul cu băieții ăștia patru geniali pe care îi avem în față în juriu. Aplauze pentru juriu. Am și eu puțin. Am încercat să vă periez un pic, a mers? Nu. Da. Merg înainte cu numărul sau sunt câștigător? Câștigător deja, inima mea tot. Bun, vreau să vă spun că băieții aia erau atât de netalentați, atât de lipsiți de carismă, încât spre deosebire de voi chiar au avut nevoie de niște glume în texte. Ai văzut ce am făcut? Am încercat să dau un pic. Ce să zic, a fost o perioadă grea, știți cu toții, a trebuit să stăm în casă. Acum am putut să ieșim un pic și de o săptămână profit. Merg peste tot. Unde este o ușă descuiată și se aude muzică, eu intru. Am intrat peste oameni în apartamente, intru în lifturi unde se aude muzică, intru peste oameni în mașini, în magazine, peste tot. Am ajuns și într-un club de manele. Bun. Vă spun sincer, a fost minune. Când am ajuns la intrare, bodyguardul chiar mi-a zis: Coyotule, ai ajuns la țancă. Și poate vă întrebați, ce este mai rău decât un rocker care merge la un club de manele? Am eu și răspunsul. Un rocker care merge la un concert Aurelian Temișan. Și atenție, rezistă tot concertul, ascultă toate cele trei piese. Aha. Acolo e greutatea. Aurelian Temișan nu este recunoscut pentru concerte la Sala Palatului. El mai mult cântă la sala de mese. A cântat la atât de multe nunți încât l-au făcut tăia sub ofițer la starea civilă. Și nu este singurul subofițer, este o armată de-asta mică de subofițeri. Mai sunt Marcel Pavel, Ovidiu Comornic. Eu cred că tot ei sunt vinovați și pentru numărul mare de divorțuri din România. Pentru că după ce cântă Ovidiu Comornic la nuntă, cum dreacu să mai rămâi sănătos, să ai o viață frumoasă? N-ai nicio șansă. Dar mă întorc la ale mele. Am o mare problemă despre rocker, nu mai vorbește nimeni. Despre Adrian Despot mai vorbește unul altul, dar despre rocker chiar nu vorbește nimeni. Să știți că, nu, pe bune, nu sunt rău. Am fața asta de recuperator mexican, dar eu sunt un om bun la suflet. Iubesc oamenii, nu chiar ca Ciprian Marica, dar încerc, mă străduiesc. Fac tot ce se poate. Și să știți că și în seara asta vreau să vorbesc despre muzică. Dar oricum o dau, ajung și în alte domenii. Uite, aș vrea să vorbesc puțin despre Dorian Popa, dar ar trebui să vă spun că el cântă ca o cizmă și poc o dăm în modă. Nu știu cum să spun. Uite, încercăm o prezentare a muzicii românești din ultimii 30 de ani. Ia. Yeah. Da? Șerban Copă, știu că mă auzi. Nu ai idee câți oameni au crescut pe muzica ta, câți oameni ai influențat. Da, da. Bravo. Da? Bravo! Hai că acum vine bomba! N-am crezut. De exemplu, Costel și Badea au crescut pe muzica ta, dar tu dacă te-ai oprit după 10 minute, ei n-au mai avut cu cine să crească. Bravo. Și după logica asta aș spune că Ozana Barabancea a crescut cu Tom Jones. Dar să rămânem la ale noastre, să rămânem aici în România. A urmat LA cu maestrul Liviu Vârciu. Sigur nu știți pentru că sunteți tineri. În momentul ăla Liviu a fost nevoit să învețe aproape tot alfabetul ca să poată pronunța cuvintele din piese. Da. Apoi a venit generația Andre. Este o generație despre care eu nu vreau să mai spun nimic, pentru că au suferit destul. Dar gândiți-vă că noi românii, după ce le-am văzut pe Andre, am inventat vorba aia celebră, știi, de cântat au dansat bine. Bună. Bine, bine. Oh my God. Mamă cele, dă și cele, baf, baf. Au venit apoi, au venit băieții de la
Trei Sud-Est, ei mai cântă și astăzi, probabil pentru că nu mai sunt locuri de prezentatori pe la TV. Le-am luat-o înainte. Mă rog, mă scuzați că am zis mai cântă și astăzi, ar fi fost suficient să spun astăzi. E rău? Nu, că nu. Nu vă spune, sunteți măcelar? Că eu iubesc oamenii. Ați adus multă carne de vită aici. Iubești oamenii în sânge. Da. Iubești oamenii în lanțuri. Ajungem acum în zilele noastre la muzica pe care o auzim acum la radio. Vă spun sincer, de câte ori pornesc radio, mi se face dor de Andrei. Da. Mi se face dor de t-shirt. Voi vă dați seama cu ce trupe am crescut noi? Da. Sexy, t-shirt. Candy, Blondie, Angels. Bambi, Double D. Nu ne-am așteptat atunci sub nicio formă că la un moment dat o să ascultăm ceva mai prost de atât. Că o să ajungem peste 30 de ani să ascultăm Lino Gold, Mario Fresh, Scâr. Știți voi treaba. Deci este incredibil unde am ajuns. Dar mă întorc la problemele mele cu rock-ul. Nu mai este difuzat. Posturile de radio difuzează doar muzică de club și difuzează tot felul de piesulici cu influențe dintre astea orientale, niște manele undercover. Și poate acum vă gândiți că mă refer la Loredana și aveți dreptate. Dar să știți că ea nu este vinovată pentru piesa asta pe care a lansat-o cu maneliștii. Impresarul a venit și i-a spus: Loredana, trebuie să faci piesa asta. Și în momentul ăla Loredanei i-a picat fața. Uile! Rock the mic. Da. Dar să știți că... Dar să știți că Loredana altfel este o super voce, are super concerte. Este frumos când mergi la un eveniment, Loredana, ai impresia că vezi 10 artiști, pentru că de fiecare dată când iese de pe scenă parcă intră altcineva. Și în general artiștii în pauză își schimbă costumația, dar Loredana schimbă poziția nasului, intră cu el mai... A fost, nu. E bine. Rock nu mai difuzează nimeni. Este și greu să cânți rock. Trebuie să cunoști muzică, trebuie să știi notele, trebuie să ai o tehnică vocală, trebuie să știi să intri pe timp. Apropo, regia, dacă puteți să scrieți aici tehnică vocală, note, Rin poate să uită și Smiley și înțelege ceva. Uiu, aulu, mamă, tași, că suntem cu copii. Și am vorbit cu tot felul de compozitori, de ăștia șmecheri din România. Am zis, hai mă, să facem o piesă, poate ajungem și noi cu trupări pe radio, poate se întâmplă ceva. Am vorbit cu Marius Moga, mi-a spus că este foarte greu să plagieze piese rock, așa că el nu se bagă. Da. Cred că singura variantă reală să ajungem și noi la radio și la televiziune este să facem un duet cu o solistă. Dar nu mai există vocile alea mari, vocile alea ample, vocile alea frumoase, așa cum era odată. Nu mai întâlnește, adică Oana Lesco, Cristiana Răduță, o Roxana Nemeș, Trident, toate au răgușit alergând după bătrân cu bani. Aia e, nu, ce să fac? Foarte. Hai, da. Oh. Acum este rândul meu să răgușesc fugind, pentru că sunt convins că unii dintre băieții ăștia o să vină după mine, dar am găsit un loc unde să mă ascund și ei să nu mă găsească niciodată. Mă duc într-o bibliotecă. Vă mulțumesc mult de tot, eu sunt Coyotul.